Prețul grâului merge mână în mână cu cel al porumbului în această perioadă, scăzând vertiginos față de nivelul la care se afla acum o lună de zile. Factorii sunt multipli, de la recoltele care arată foarte bine în mai multe zone ale lumii, până la stabilitatea oferită de prelungirea acordului privind transportul de cereale la Marea Neagră. Invitat la un post de televiziune, Cezar Gheorghe, expert în piețe de mărfuri agricole, declară că perioada actuală nu este cea mai bună pentru fermierii care vor să-și vândă marfa pe care o mai au pe stoc. Vedem și noi detalii imediat în jurnal, într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Potrivit unei analize prezentate de Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, în cea mai recentă intervenție a sa la un post de televiziune, cotațiile cerealelor au scăzut pe bursele internaționale în ultima lună. Astfel, grâul se găsește la o valoare de 315 euro pe tonă pe bursa Euronext, în timp ce în portul Constanța indicația este de aproximativ 305 euro pe tonă, o diferență foarte mare față de luna iulie anului 2022. Orzul a scăzut și el extrem de mult, până la 265 euro pe tonă. În ceea ce privește prețurile din portul Constanța pentru porumb, acesta este cotat la o valoare cu aproximativ 30 de euro pe tonă sub cotația de pe bursa Euronext și astăzi se vinde la un preț de 270-275 euro pe tonă. Perioada actuală nu este cea mai bună pentru fermierii care vor să-și vândă marfa pe care o mai au pe stoc, concluzionează expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe.